Psst, băiatu, vrei coins la FIFA? Intră pe lolga.com și bagă codul QUICK pentru 10% reducere. Salutare, oameni buni! Bine ați venit aici la un nou episod de Ultimate Team! Astăzi o să facem Dinamo în FIFA 17, bineînțeles, Ultimate Team, cum am făcut și data trecută cu Steaua. Adică, luăm jucători care au fost în trecut la Dinamo, îi băgăm într-o echipă și jucăm un meci cu ei, bineînțeles. Hai să vedem ce jucători care au trecut pe la această echipă mirobolantă românească sunt acum în Ultimate Team. Și cât de bun sunt ei, mai exact. Avem mulți români astăzi, dar avem și câțiva străini, câțiva de care chiar uitasem. Așa că hai să începem. Începem aici cu, bineînțeles, Bogdan Lobonț. Pisica, mă, pisica Lobonț. Legendar portar. Probabil o să rămână aici pe viață la Roma, antrenor ceva, nu știu, omul ăsta e legendă la Roma. Mai departe l-avem pe Constantin Nica, un tânăr fotbalist destul de bun în opinia mea. E bun și în FIFA, are ceva pace, are niște physical, e ok. Apoi l-avem pe Ante Puliș, bă, venit din echipa noastră de nume amuzante. Cred că cineva de la Dinamo mi-a văzut video și l-a luat după aceea la Dinamo. Ante Puliș, iată-l aici, are statusuri decente pentru un silver de 70 overall. E ok, are și înălțime bună, eu sper că va fi bun. Mai departe l-avem pe Mevlia, jucător extrem de bun pe hârtie în FIFA, înalt, destul de rapid, aproape 70 pace, are niște defending, niște physical, chiar e foarte bun și work rate-uri destul de ok, defensive, cum îmi place mie. Continuăm aici cu Ștefan Radu, bă, o altă legendă în Italia, plecat de la Dinamo, bineînțeles. Jucător excepțional, probabil cel mai bun din echipă, cred că este cel mai bun din echipă. Apoi avem pe Eric Bickfar, fi jucător care a trecut pe mai multe echipe românești, inclusiv Steaua, dar ultima dată în România, dacă nu mă înșel, a fost la Dinamo. E posibil să greșesc, dar I don't know, nu știu. Este bun, a fost la Dinamo, îl luăm în echipă, are long shot demențial și mai mult de aia l-am luat. Apoi avem pe Paul Anton, jucător care îmi place enorm în FIFA, e foarte bun, bă, dacă mai țineți minte cariera aia unde am jucat cu România și Anton a fost absolut excepțional, a jucat și el pe la Dinamo, acum este la Hetafe, se pare, în FIFA și îl luăm și noi la echipă, bineînțeles. Apoi avem pe Gicu, Gicu grozav, mă, tată, mă, Gheorghe grozav, da, Gicu, toată lumea zice Gicu. Toată lumea știe de Gicu grozav, mă, nu Gheorghe, ce asta? Gicu. Apoi îl avem pe Bilinski, jucător de care uitasem complet, bă. Dar iată că l-am descoperit aici în cel din urmă. Mi-am adus aminte de el, Camil Bilinski, a înscris câteva goluri, a fost un jucător destul de bun la Dinamo, din câte zice Wikipedia. Și, ce să zic, nu prea are el cel mai bun status în FIFA, dar să sperăm că va fi ok. Mai departe l-avem pe Marius Alexe în atac. Normal, îl știți cu toții pe Marius Alexe, super atacant, 70 pace, 70 shooting, un cartonaj decent, sincer, chiar e foarte bun. Și într-un final avem, bineînțeles, pe legendarul Torje, bă, omul aici care, bă, a jucat foarte bine cât timp a fost la Dinamo, după aceea în Turcia nu știu exact ce face, că nu prea, adică nu urmăresc deloc campionatul Turciei. Bă, probabil o duce ok, să sperăm că o duce ok. Din moment ce are un overall destul de bun în continuare în FIFA, adică nu cred că o duce foarte rău. Și asta este echipa totală, oameni buni, echipa Dinamo în FIFA. Așa că hai să ne căutăm un oponent. Vine și oponentul într-un final, l-am așteptat ceva după el. Hai să vedem ce echipă are Salemo FC, dacă am citit eu bine. Nu știu că a dispărut repede. Ok, încă unul care stă început mai de din ăștia dau aici. Dar ăsta are ceva mai mult chemistry, 60. Bă... nu știu, ce dracu să zic, hai să vedem. Alexe, bună pasă, hai că merge bine treaba. Bă, ce fluent merge jocul, ce s-a întâmplat cu jocul ăsta, bă? Eric Bickfalvi, gol, mă! Superb, Eric Bickfalvi, tiki-taka Dinamo, superb! Ia uite, bă, a mers bine. Ăsta a băgat niște tackling-uri total stupide acolo. Se pare că merge echipa cât de cât, hai să vedem. Presimtem să mă mișc cu multe goluri astăzi, dacă ăsta nu o să dea rage quit. Gicu grozav. Ia să vedem Anton. Și să nu uitați, oameni buni, să-mi spuneți ce echipă vreți să apară data viitoare. E posibil să fac CFR-ul pentru că mi-a spus mulți însă. Mi-a spus mulți în comentarii data trecută să fac CFR-ul și am jucători extrem de interesanți acolo. Și probabil pe aia o să fac Torginio, Torginio, Torginio. Aolo, pasă, Torginio, unde o dai? Deci ești dobitoc, bun. Eric Bickfalvi, Alexe, superb, călcâi Anton către Alexe, dar nu mai ajunge, din păcate. Băi, putea să se termine frumos aici. Era la Arsenal. O, da, Torginio, super recuperare. Și este Alexe aici, ia să vedem dacă este ceva bun. Alexe! Aolo, cum dracu, 70 shooting, bă. Nu e ziua mea norocoasă astăzi, se pare. Hai să vedem, totuși, Bilinski se luptă animalul. Bine așa, Bilinski. Bilinski centrează odată, ce dracu. De ce atât de prost? Ce te fac? Bine, am jucat-o și cam prost. M-am grăbit cumva. Trebuie să-l pun într-o poziție mai bună. Era greu de crezut că o să iasă ceva de acolo, să de ce dracu? Bine, trag din tricou.
Hai cu pasele, hai cu pasele, Anton. Bine așa, ce bine se mișcă echipa. A, ah, Eric Bigfall vie monstru. Eric Bigfall. Haide, haide, uite-l mă cum trece Torginio, mă. Torginio, superb. Pasă, Eric. Eric Bigfall vie poziție de șut. Ce le bubuie. Ce-mi place Bigfall vie în FIFA dublă. Ce bombă trimite acesta, bă. Golasomania. Golasomania, mă, pentru un jucător de la Dinamo. Iată. Ce șut. Ce bine a dat-o. Cât de bine a șutat. Frumos. Eric. Hai mă că e bine. Bă, ce bun e Eric Bigfall vie. Bilinski. Camil Bilinski. Bun, Alexe. Și acum grozav. Gicu. Gicule. Gicule pe lângă, din păcate. Oh, uite-l pe Paie. Torje. Ok, frumos. Hai să dacă este ceva și mai frumos. Alexe, acolo te rog. Ah! Ok, Bilinski înscrie, a venit acolo din spate. Mingea asta am vrut să dau spre Alexe, dar cred a fost mult mai bine, bă, ia. Batem cu Torginio atunci. Torje! Oh, cât de bine am bătut. N-am bătut o lovitură liberă de atât de bine de ani de zile și o bat cu Torje acum, superb. Cum e jocul ăsta? Ok, asta e bună. Cu capul Bilinski, mă. Am vrut să dau forfecă. Bine, avea un pe el acolo în față. Ei, păcat. Nica, descurcă bine. Mevlia, 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 trece. Mevlia pasă și n-ajunge, ajunge Faisal. Gicu driblează, Gicu la Eric Bigfall vie, șut cu stângul, gol încă o dată, bă, bă, ăsta bagă mingea de oriunde. Cât de bun e Bigfall vie în jocul ăsta. 4-0, țaca, țaca, extraordinar. Șut, bă, fără viitor, am văzut șutul la kilometric pe lângă, dar este bară gol, este bară gol, hat-trick pentru Bigfall vie. Oh, Bigfall vie încă o dată, Alexe. Bigfall vie, Alexe, Bigfall vie, Bigfall vie, tiki-taka, super, mă, 5-0, 5-0 cu Dinamo. Da, adversarul meu e slab, n-am ce dracu să fac, acum e, joacă slab, joacă foarte slab. Eric, 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 oh, ce frumos, Eric Bigfall vie, încă un rulet superb acolo, Eric Bigfall vie driblează, Eric Bigfall vie Messi, Eric Bigfall vie Messi, Eric. Eric, e incredibil, incredibil, nu pot să cred. Ai de capul meu, Bigfall vie Dumnezeu, bă. Băi, cât de bun, incredibil. Bigfall vie Messi. Nu cred că mi-a ieșit așa ceva aici. O, Mevlia, ce bine a ieșit de acolo. Pasă șutul lui Bigfall vie. Cât de OP ești, omule. Ce cu șutul tău de atât de bun? De ce ai șutul atât de bun, bă? 7-0 aici. Bigfall vie pur și simplu de neoprit. E monstru. Bigfall vie monstru. Ce șut acolo. Vai, vai, vai. Ton, Eric. Haide, Bilinski, du-te, tată. Noarule, Bilinski, pas acolo, bună. Este din nou Eric. Și bară data asta să scrie Alexe în sfârșit de cel un gol. 8-0, hai cu 10. Să forțăm 10 goluri, ar fi superb. Ar fi superb dacă reușim 10 goluri. Okay, Anton, Anton, Anton se duce. Eric. Bigfall vie driblează extraordinar. Eric Bigfall vie data asta șutează slab. Păcat, bă. Eric se dezlănțuie astăzi. Hai să vedem. Batem acolo. Este un jucător cu capul, dar deloc bine. A, tackling-ul fix pe lângă. Pac! Ui, de capul meu. Mamă, cum a sărit nicăieri. Vai, ce tackling. Ce frumos a sărit ăla. Hai încă unul, măcar 9, dacă nu cred că putem 10. Alexe, mamă, ce greu se mișcă. Alexe recuperează, însă pasă. Extraordinară pasă. Mevlia este fundașul, mă. A urcat Mevlia. Extraordinar. Hai să vedem noi aici. Batem la marginea careului pentru spectacol. Încercăm ceva. Pulici. Aole, de ce pulici? Nu poți să dai farfecă sau volei cu pulici. Da, bă, se termină meciul. Dinamo aici în FIFA este extraordinară. 8-0. 8 boabe pentru acest meci. Bigfall vie cu siguranță un meciul în nota 10. Fără doar și poate, nu știu, a dat vreo 6 goluri. Câte dracu a dat? 5-6. 6 goluri pentru Bigfall vie. 3 asisturi pentru Alexe, 3 pentru Gicu, 1 pentru Torje, un meci absolut superb. Și mai ales Bigfall vie, are un șut demențial. Bă, ce să zic, cum ești bun? Să spuneți în comentarii care echipă vreți să apară data viitoare. Eu mă gândeam ca să fie CFR, voi ce ziceți? Cam atât, însă
Încă o dată, eu am fost Quick, să aveți o zi absolut mirobolantă! Ciaules! Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu!